Cătălin, 10 minute despre echipa asta minunată. 10 minute? 5? 7. Da. Am rămas dator cu prezentarea despre Eclipse. Ia să vedem. Asta e o eclipsă pe Marte sau pe Pământ? Pe Marte! Pe Marte! Nu, nu. Hai să mergem mai departe. Ia uitați-vă cum se formează eclipsele. În stânga avem o eclipsă de Soare. Ce se întâmplă? Luna intră în fața Soarelui și trimite o umbră pe Pământ. În dreapta avem o eclipsă de Lună. Ce se întâmplă? Luna intră în spatele Pământului, adică în umbra Pământului. Și avem o eclipsă. Merge? Da. Avem o eclipsă de Lună. Mergem un pic mai departe. Și am să vă arăt o expediție pe care am făcut-o în Kenya, în 2013. Ia să mergem mai departe. Ia uitați cum arată umbra proiectată pe Pământ. Linia aceea albastră este umbra Lunii, care traversează Pământul întotdeauna de la vest către est. Eu a trebuit să aleg o țară foarte, foarte civilizată din mijlocul Africii. Și am încercat să mă duc în Republica Democrată Congo, am înțeles că acolo intri, dar mai greu ieși. M-am lăsat pe Cuba și în Uganda la fel, în Somalia nu mai zic, și am ales Kenya. Ia să vedem ce s-a întâmplat în Kenya. Am călătorit până la lacul Turkana, ăsta este într-o zonă deșertică, de unde a apărut omul, de fapt. De acolo am plecat noi, acum 250.000 de ani. Noi, oamenii prezenți aici, la un moment dat, am plecat de undeva din Africa. De unde? Chiar de la lacul ăsta Turkana. Bine, n-am văzut oameni primitive acolo, dar de acolo am plecat. Și am luat un avion de ăsta mic, de 7 locuri, care se numește Cessna, și am zburat până la lacul Turkana. Ce să vezi? Ne-a lovit o furtună de nisip. Mai poți să vezi ceva în momentul în care ai o furtună de nisip? Nu. Mergem mai departe. Furtuna de nisip a trecut. Am avut 10 minute la dispoziție să ne hotărâm dacă ne urcăm în avion, pentru că venea o altă furtună tropicală. Iar furtuna tropicală în Africa este foarte intensă. Se ridică norii la vreo 17 km în atmosferă. Pentru că atmosfera e mai grasă la ecuator, da? Decât la noi. Și am zis, hai să ne urcăm totuși că avem 10 minute la dispoziție. Ne-a zis pilotul, vreți să zburăm sau nu? Ia să vedem ce am făcut. Am zburat, bineînțeles, 7 oameni. În față stătea Glenn Schneider, care este doctor la NASA. I-a băgat în computerul de bord al avionului, a băgat niște coordonate ca să putem să intrăm în umbră. Și am văzut o eclipsă de doar 10 secunde. Ia să vedem cum a arătat. Așa a arătat eclipsa de 10 secunde, dar nu oricum. Am deschis geamul de la avion. Voi să nu deschideți geamul de la avionul de acasă, da? Pe care l-aveți, iată. Geamul de la avion l-am deschis și noi ăștia care stăteam aici pe podea, eu sunt în dreapta, am două aparate în mână. Da, am riscat un pic, eram doar la 3000 de metri altitudine, puteam să respirăm de acolo fără probleme. Și am văzut o eclipsă care a durat doar 10 secunde. Deci asta înseamnă pasiunea pentru urmărire a eclipselor totale de soare. Mergem pe departe. Și am să vă arăt doar câteva imagini din America, de la expediția din 2017. Haideți să mergem cât se poate de repede. Asta e New York, e o altă planetă, New York-ul. Asta este o eclipsă de steag american și mai departe. Astea sunt echipamentul, două telescoape cu care se fotografiază eclipsa. Și acum să vedem câteva poze cu eclipsa și mai departe. Pac-Man, vedeți? Luna intră în fața Soarelui, îl mușcă încet, încet și îl acoperă. Și mai mult? Și mai mult? Și la un moment dat avem inel cu diamant și mărgelul lui Bailey. Apare coroana solară, mai departe. Apare coroana solară și încă o dată. Și asta este o protuberanță. Asta este o explozie solară fotografiată la eclipsa din 2017 din Statele Unite. Mergem mai departe, ne apropiem de ea să o vedem mai în detaliu. Vedeți cu ce seamănă? Cu un dinozaur? Arată ca un scorpion. Da, așa e, arată ca un scorpion, dar nu e scorpion. Ce vedeți voi acolo este gaz încins. Se numește plasmă.
Cred că ați văzut, dacă ați fost la planetare, ați văzut ceva plasmă, ați văzut cum se formează aurorele polare. Mergem mai departe. Iată câteva imagini cu eclipsa și acum am să vă arăt ce o să fac anul ăsta, după 12 eclipse pe tot globul. Am hotărât să fac un zbor special, de data asta la 10.000 de metri altitudine, aproape de Antarctica. Asta este o imagine din 2010, o lăsăm pe aia un pic, o imagine din 2010 de la zborul peste Cercul Polar de Nord. Aici am văzut o eclipsă tot din avion de la 10.000 de metri, însă n-a fost atât de specială precum asta de acum. De ce? Mergem un pic mai departe. Această expediție va fi prezentată la următorul Astrofest și reprezintă un record mondial. De ce? Mergem mai departe un pic. Acestea sunt eclipsele mele, le-ați mai văzut, mai mergem o dată. Iată ce se întâmplă. Asta este umbra lunii proiectată pe Pământ. Noi plecăm de undeva din Punta Arenas. Este în Patagonia. Ați auzit de Patagonia? Ei, Patagonia asta este în sudul Americii de Sud. Acolo unde ajungi în vise, da? Unde când pleci de acasă zici plec în Patagonia. Ei, acolo în Patagonia o să merg și o să iau un avion care zboară chiar la marginea eclipsei. Ia să mai dăm una. Încă una, că e foarte puternică. Bun, există câteva opțiuni să te duci în Antarctica. Prima opțiune este să te duci cu cortul în Antarctica. Se poate pune cortul în Antarctica? Se poate pune cortul în Antarctica, dar costă cam 45.000 de dolari. Deci e un pic cam scump să mergi în Antarctica cu cortul. Poți să mergi cu vaporul până în Antarctica? Poți să mergi cu vaporul până în Antarctica, dar este înnorat pe mare. Și atunci alegi avionul. Deci opțiunea asta a treia era logică pentru această expediție. În loc să mergi în Antarctica pe sol, mergi în aer. Mai departe un pic. Asta este imaginea din 2013, v-am arătat-o un pic mai devreme. Este foarte interesant pentru că vom merge exact la marginea eclipsei. La un moment dat, umbra pătrunde pe Pământ. Noi la de la 10.000 de metri vom vedea exact momentul în care umbra pătrunde pe suprafața Pământului cu o viteză colosală. Undeva între 50.000 și 60.000 de kilometri pe oră. Și vom vedea exact momentul ăla. Arată ca și cum o navă spațială intră pe suprafața Pământului și îl întunecă. Deci vom vedea eclipsa sus pe cer și umbra care circulă sub noi, sub avion. Va fi o premieră pentru că nimeni n-a mai văzut o eclipsă totală de soare de la 10.000 de metri, exact din punctul ăsta de unde umbra pătrunde pe Pământ. Ia să vedem, mai avem vreo imagine? Da, acesta este zborul. N-avem filmulețul, mergem un pic mai departe. Iată, cam așa ceva se va vedea din avion. Știți cum se numește această imagine? Este o invenție tot a vânătorilor de eclipse. Se numește God's Bowling Alley. Deci arată ca o pistă de bowling. Conul de umbră se vede exact ca în imaginea asta, iar în mijlocul lui, ca o bilă strălucitoare, stă soarele și coroana solară. Cam așa ceva se vede, dar vom vedea imaginile de acolo, o să le aduc. Vom vedea sau nu vom vedea? Pentru vom vedea? Cum să nu vedem? Sau nu vom vedea pentru că domnul Beldea are câte eclipse? Vreo 12. Dintre care două nu prea i-au ieșit. Nu, nu. De data asta, am uitat să vă spun, de la sol șansele de a vedea eclipsa sunt de vreo 50-60% din Antarctica. Din barcă șansele sunt de vreo 15%, dar din avion sunt aproape 100%. Dar avioanele mai și cad. Avioanele mai și cad, dar mi-a dat o veste foarte bună, Adrian. Poate cine știe. Poate am noroc de data asta și cad în Antarctica. Da, eu vă mulțumesc, cred că nu mai avem. Ia să vedem următorul slide. Ăsta e greu de înțeles. Următorul, da, și așa mai departe. Și s-a terminat. Eu vă mulțumesc pentru că au trecut cele 5 minute. Nu, Adrian? Au trecut.